animalelor nu este împotriva justiției, pentru că ea nu admite de fapt dominarea celui slab de către cel puternic, așa cum face sclavia sau rasismul. Filozofia drepturilor animalelor are cea mai mare înclinare către justiție. Este împotriva violenței și pentru pace, de vreme ce cere ca toate ființele, inclusiv cele non-umane, să fie tratate cu respect. Filozofia drepturilor animalelor cere ca granițele păcii și ale non-violenței să fie extinse dincolo de hotarele speciei noastre. Susținătorii drepturilor animalelor acceptă că oamenii și animalele non-umane nu se aseamănă în toate privințele. Desigur, există diferențe. Porcii și vacile nu scriu poezii, iar căței și pisicile nu fac calcule matematice. Dar ceea ce contează este asemănarea. Ca și omul, animalele non-umane pot experimenta bunăstarea propriilor existențe. Și din acest punct de vedere, noi și ele suntem egali. Nu se